În această perioadă în care se înregistrează temperaturi extrem de ridicate, timișorenii sunt rugați să acționeze cu prudență, ținând cont de măsurile preventive recomandate de specialiștii în sănătate și în domeniul situațiilor de urgență. Cetățenii sunt sfătuiți să efectueze deplasările pe cât posibil dimineața sau seara, alegând zone umbrite să evite aglomerația, expunerea la soare, efortul fizic intens, să poarte haine largi, de culori deschise, să poarte pălării și ochelari de soare. Totodată, persoanele sunt îndemnate ca la cel mai mic semn de suferință să ceară sfatul medicului, să evite consumul de alcool și alimente cu un conținut sporit de grăsimi, să consume cât mai multe fructe și legume și să consume 1,5-2 litri de lichide pe zi. De asemenea, în peste 90 de locuri din Timișoara, respectiv parcuri, bulevarde și piețe publice, există fântâni forate. Totodată, Societatea Aquatim a montat nouă cișmele noi în această primăvară pentru timișoreni și animalele acestora de companie. Cișmelele se află în Parcul Copiilor, Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedralei și Parcul Adolescenței. În plus, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara vine în sprijinul comunității în zilele toride de vară, acordând o atenție deosebită persoanelor vulnerabile și afectate de temperaturile ridicate.